S-au schimbat foarte multe lucruri. De muncit, nu știu dacă muncesc mai mult ca înainte, probabil în anumite zile, da. Dar imaginați-vă că am zile de lucru în care mă duc să mă întâlnesc cu domnul Neagul de exemplu, care îmi povestește cam o oră ce carte citește sau la ce proiect lucrează sau ce amintire are din tinerețe. Deci zilele mele de lucru sau, iată, o zi de lucru, stau de vorbă cu dumneavoastră. Deci satisfacțiile nu se pot compara. Ele nu mai sunt în zona financiară, cum ar fi, da. când lucrez într-o companie, într-un sistem. Da. Nu e asta elementul esențial. Um, satisfacțiile sunt oamenii cu care lucrez, colegii mei, lectorii, cursanții despre care aș vrea să povestim, publicul larg, um, de care eu mă simt mai aproape decât de lectorii noștri, dacă vreți, sau sunt un intermediar, așa, la mijlocul drumului. Publicul extrem de generos și extrem de deschis, care vine la aceste cursuri, pentru că e important de spus, noi suntem o fundație culturală non-profit, dar o parte din cei care participă la cursuri, cei maturi, plătesc. Deci noi practic prin aceste taxe putem exista. Inițial am lansat primul curs cu domnul Giuvara și ne imaginam într-o lume minunată și poetică și utopică că vom găsi un sponsor care ne va susține acest curs și îl vom oferi gratuit tinerilor. Unu, am descoperit că tinerii nu stau de interesați de un curs de oricare fel, pentru că sunt bombardați la școală și la facultate și vor să scape. Da. Doi, am descoperit că adulții sunt dispuși să plătească pentru a urma cursuri culturale și umaniste. Practic mecanismul acesta este cel care ne susține.